Bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația, întâlnirea noastră săptămânală în care încercăm să mai dezlușim din tainele școlii, din ceea ce se întâmplă acolo și care sunt lucrurile care ne dau sens și simțire și ne fac să înțelegem că școala are o valoare și o forță puternică în tot ceea ce construim noi pentru viitorul nostru, nu numai și, bineînțeles, noi, prin copiii pe care îi educăm, pentru viitorul lor. Astăzi, alături de mine, se află domnul profesor Eugen Niță, profesor la Colegiul Național Ile Caragiale din Ploiești și îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația. Cu mare drag! Mă bucur tare mult că astăzi putem să stăm de vorbă pentru că sunt foarte multe lucruri de împărtășit. Domnul Eugen Niță face o grămadă de lucruri deosebite și de-a lungul anilor am admirat de fiecare dată creativitatea și calitatea acțiunilor pe care le derulează. Dar astăzi l-aș provoca cu o primă întrebare pentru că titlul emisiunii noastre este Sens și simțire în școală, dar vorbim despre asta la greu cu educația. De ce să fie greu cu educația? Eu nu cred că este greu cu educația. Cu educația a fost întotdeauna greu. Și înainte de 89 și după 89. Educația și urmează cursul ei firesc. Școala reprezintă, dacă vreți, focarul acela de cultură în care oamenii vin, aleg, culeg și merg mai departe. Doar că acum este mai greu, dacă se poate vorbi de o greutate în educație, pentru faptul că nu întotdeauna copiii reușesc să vină la școală pregătiți pentru școală. În primul rând, din cauza faptului că, deși grădinița este aproape obligatoriu prin acel an de clasă pregătitoare, de grupă pregătitoare, cu toate acestea, copilul nu mai frecventează în mod constant grădinița, cum era până, să zicem, în 89, când erau foarte multe grădinițe, foarte multe creșe în care copiii erau instituționalizați și acolo primeau primele semne de deprinderi și de priceperi în a mânui creionul, caietul, cartea și așa mai departe. De data aceasta, copilul nu mai este pregătit la fel de bine pentru școală și din motivul că este o explozie de informație în mass media și nu numai, în mijloacele acestea de comunicare la distanță, copilul pare că le știe pe toate încă de la 2 ani, că se joacă și cu cartea, și cu creionul, și cu caietul, și că ar ști foarte mult. Este foarte adevărat, copiii văd mai devreme și literele și imaginile și mai ales această abilitate de a umbla pe tot felul de mijloace. Păi au jucăriile care îi provoacă și în jucării găsim litere, cifre, exact, calcule. Exact. Deci aici s-a schimbat în bine. Eu zic că este un pas important. Numai că din punct de vedere emoțional, copilul trebuie să aibă în vedere și faptul că trebuie la școală, în mediul școlar, să respecte niște reguli. Ori regulile din școală nu se potrivesc cu cele de acasă. Iar ca să adaptăm copilul regulii sau regulilor pe care școala le are, pentru că procesul de învățare este un proces dirijat, este un proces absolut planificat, nu este un proces aflat la întâmplare. Și iarăși, dacă vreți, primul motiv pentru care este mai greu este faptul că bugetul de timp pentru învățare este mult mai mic. Săptămâna de școală este doar de 5 zile. Înainte de 89 era de 6. Păi asta voiam să vă provoc pentru că am fost elev cam în aceeași perioadă, am prins același sistem, același mod de lucru, că învățam sâmbăta. Sigur că și uite că fiecare etapă istorică, să-i spunem acum, luând-o pe ani, că trăim istorie, evident, la ce se întâmplă acum. Fiecare etapă a avut greutatea ei, pentru că nici pentru noi ca elevi a fost ușor. A fost ușor, pentru că noi nu aveam acces la informație. Noi aveam doar biblioteca sătească, dacă e să vorbim de cei care venim de la țară, sau biblioteca orășenească, sau biblioteca școlii. Și cam atât. Umpleam o sacoșă din aceea de rafie, dacă vreți, cu cărți de la bibliotecă să ne ajungă pentru o săptămână sau două să avem ce citi. Și uneori nu găseam tot ce ne trebuia. Și nu întotdeauna. Iar ca mijloace de învățământ în școală, haideți să fim foarte realiști, să spunem că noi aveam la dispoziție manualul
Și la fiecare text narativ sau de altă categorie aveam două, trei întrebări. Restul itemilor de parcurs în strategia didactică pe care urmăreai la clasă trebuia să ți-i faci singur. Acolo era creativitate. Acum, din fericire, pe de o parte, din păcate, pe de altă parte, se găsesc mijloace didactice auxiliare de toate felurile. E mai greu să le selectezi? Provocarea e alegerea, de fapt. Absolut, sigur că da. Da, așa da. Este. Păi, da. Uite, văzând așa că am avut experiența de elev, voiam să vă întreb ce v-a determinat să mergeți, să vă îndreptați către această meserie? Na. Două lucruri. Unu, eu am avut din clasele a doua și până în clasa a patra am avut învățător pe care l-am admirat și l-am venerat și îl venerez în continuare. Foarte multe dintre acțiunile pe care le fac se datorează, pe de o parte. Și a doua chestiune este faptul că în 1969 a existat oportunitatea la Ploiești de reînființarea liceului pedagogic. Reînființarea liceului pedagogic alături de liceele acelea tehnice de chimie sau de construcții mașini și față de liceele teoretice a reprezentat o oportunitate pentru cei de la țară veniți ca să învețe o meserie. Și era stabilitatea faptului serviciului, pentru că terminam absolut liceul. Corect. Și aveam o repartiție. Corect. Și eu am primit repartiție. Da. Da, era o repartiție, dar numai asta. Era faptul că aveai totuși un statut. Statutul învățătorului sau al profesorului în vremea aceea era unul de respect. Mi-aduc aminte că mergeam de la gară, de unde coboram din tren, să mergem până la școală, circa 1,5 km, și oamenii statului care erau la poartă se ridicau de pe băncuța de la poartă și scoteau pălăriile în fața noastră că treceau profesorii la școală. Ce frumos! Și e o imagine dintre aia idilică. E absolut idilică. Eu nu știu dacă cei de astăzi realizează și nici nu are prea multă importanță. Noi am trăit asemenea momente și ne aducem aminte cu mare drag despre tot ce s-a întâmplat în vremea Vedeți aceea. Că toată mișcarea asta pe care noi încercăm și modul în care și ce discutăm noi aici este tocmai pentru a arăta menirea pe care noi o avem, pentru că nu cerem respect. Respectul l-am dobândit elevii noștri și puteți să spuneți și eu și dumneavoastră despre elevii noștri, că ne întâlnim cu drag și simțim respectul reciproc în continuare, chiar dacă ei acum au ajuns la o vârstă și au parcurs etapele formărilor. Da. Eu mi-aduc aminte de o vorbă a celui care a fost profesor nostru de limba română, Stoenescu, de la Liceul Pedagogic. Da. Care spunea de fiecare dată, mă băieți, școala, cartea, înseamnă renunțare. Deci nu poți să le faci pe toate. Dacă vrei să înveți carte, atunci trebuie să te ocupi să înveți carte. Și au rămas lucrurile acestea. De aceea, noi nu putem acum să nu învățăm carte pe copiii noștri, că nu avem cum. Și nu ne lasă inima, trebuie să facem cu ei lucruri speciale. Și, spuneți. Și școala a rămas cam la fel. Cam aceeași situație se regăsește și astăzi în școală. Dacă înainte erau copii care abandonau învățătura de performanță, și acum sunt copii care au o atitudine mai așa, mai pasivă, reticentă față de performanță. Dar sunt în aceeași măsură foarte mulți copii capabili de performanță înaltă și copii doritori de performanță înaltă. Iar eu, acum fiind de 20 de ani la Colegiul Caragiale, am avut fericitul privilegiu, dacă vreți, am avut privilegiu de a vedea cât de interesați sunt unii copii de a acumula, de a crește, de a se dezvolta. Ce frumos! Da. Dar uite, ne spuneți că de 20 de ani la Caragiale, o experiență și la sat, că ne-ați povestit și de acolo. Da. Dar așa, dacă v-aș provoca să vă amintiți câte promoții v-au trecut prin mână, câți elevi? Sunt mai mult de 10, 12, nu știu, nu le-am numărat. Nu le-ați numărat. Nu, pentru că eu îmi iubesc elevii și am iubit întotdeauna, dar când cresc elevii și devin maturi, momentele în care mă întâlnesc cu ei sunt pline de emoție și prefer ca aceste momente să fie cât mai rare, pentru că mă încearcă emoții extrem de mari atunci când îmi văd copilul
foștii elevi, doctori, ingineri, profesori și așa mai departe. Deci, o chestiune. Pe mine mă interesează, cum să zic, misiunea mea este de a forma priceperi și deprinderi și de a înarma copilul cu instrumentele muncii, cu cartea. Citiți scrisul și socotitul. Adică le dăm competențele de bază absolut, pentru tot ce absolut, vor construi absolut, ei mai absolut, departe. Absolut. Dincolo este problema lui. De acolo trebuie să facă da, el. Da. Tot am vorbit despre promoții și v-aș provoca așa să vedem dacă va din amintirile, nu neapărat așa, o promoție anume. Cum ne-ați povestit despre învățător care e etalon? Cum ne-ați povestit de profesorul de română care a venit cu o remarcă foarte specială și care a generat ceva în mintea elevului? Trebuie să vă amintiți ceva și din statutul de profesor, amintiri frumoase. Dați-ne două lucruri care v-au rămas așa în suflet. În toamna anului 2002, clasa 1, a doua zi de școală, încercam să facem o evaluare a ceea ce învățaseră ei la grădiniță. La pauza aceea mai lungă de servit gustarea, se apropie de mine o fetiță și am povestit de atâtea ori încât trăiesc și acum. Și cu mâna la mine așa zice, noi o mai ținem mult pe cântece și poezii când învățăm carte. Acea fetiță m-a invitat acum 3 ani la nunta ei. Ce frumos! O nuntă de-asta multinațională, pentru că din partea erau români, din partea soțului nemți, nașii, polonezi, alți prieteni, prieteni de prin Anglia, așa. Și am rămas cu o impresie extrem de adâncă pentru acest copil care vroia, dorea și a dorit întotdeauna să facă școală și să învețe cât mai mult, ca să nu vă mai spun că am avut și situații în care copiii se certau că și-au furat singuri propozițiile. Da. Da, pe aia voiam să spun eu. Așa. Da? Nu așa fac în clasă. De ce ai zis-o tu? Că asta voiam să o spun eu. Da. Dar hai să ne gândim și la un năstrușnic, un năzdrăvan, o de asta așa de amintit cât să avem haz. Da, sunt și năstrușnici, că erau, sunt copii de toate felurile. Ce se întâmplă? Atunci când un copil realizează sau știu eu, produce un incident, ca să zic așa, în clasă. Eu nu mă supăr pe copil. Eu critic fapta. Așa și e. Nu neapărat fapta, cât mai ales consecințele care ar fi putut să... Să genereze tot ceea ce a făcut... Da. Așa, cum să zic, am fost, de exemplu, într-o excursie și un copilaș... Deși discutasem cu o săptămână înainte că nu trebuie să mâncăm chipsuri, că nu trebuie să bem nu știu ce sucuri, a oprit autocarul de vreo 7 ori până la Focșani ca să meargă la toaletă. Pentru că avusese suculeț. Da, pentru că avusese de toate la el așa și făcuse lucruri. Da. Am avut și eu o trăznaie de curând la clasa pregătitoare. Unul din elevii mei fusese la frizer și după ora de avap îmi spune o colegă care a intrat după mine în clasă, zice, băi, e păr sub bancă. Cum să fie păr sub bancă? Zice, unul de la tine din clasă s-a tuns. De ce? Pentru că el i-a plăcut cum a fost la frizer și cum sună foarfeca în păr și își făcuse câteva repere în freză, de a trebuit pe urmă să se tundă, a înțeles că a greșit singur, apropo de consecințe, dar și năstrușniciile astea fac parte din farmecul ăsta pe care îl au copiii și energia aia frumoasă cu care ne încarcă, o simțiți, bănuiesc. Absolut, absolut. Dacă n-ar fi energia aceasta pe care ne-o dau copiii zi de zi, ar fi foarte greu să mergem la școală. Așa e. Ar fi foarte greu, pentru că ne întâlnim cu o sumedenie de caractere. Și n-ar fi neapărat foarte complicat în relația cu copilul, ci noi trebuie să fim într-o relație foarte strânsă cu familiile copiilor. Da. Iar în familie sunt cel puțin două categorii de vederi, de puncte de vedere. Unii care vor neapărat să facă tot ce este mai bun pentru copil și să învețe, iar alții care spun mai lasă-l cu cartea. Că e mic.
Și... Că știu eu că dumneavoastră dați teme, dar noi suntem mai puțin cu da. Temele, că avem și alte, și nu este mai puțin adevărat, că foarte mulți copii sunt prinși în fel și fel de activități. Au extracurriculare multe. Da. Iar de multe ori unii părinți chiar exagerează și lasă școala pe locul planul doi secund și e păcat. Da. Și de acolo apare și lipsa de importanță pentru învățătură exact, și da, apar și da. Problemele pe care noi încercăm din greu să le gestionăm. Noi Stai. Avem și un timp scurt. Noi avem comprimată o muncă titanică în alea 4 ore de lucru, dar nu sunt 4 ore de ceas, sunt 4 ore de curs. Didactice, da. Da, care înseamnă cu totul altceva. Păi, apropo de treaba asta, vreau să vă spun că n-am lucrat niciodată numai cele 4 ore. Pentru că nu mi-a stat, n-am avut de nici acasă foarte mult de făcut, altceva. Și atunci am stat întotdeauna peste program. Iar la Caragiale, când am venit în 2002, n-am putut să rămân decât o oră, pentru că urmau cei de clasa 5-a. Și le explicam părinților că nu pot să le dau drumul la 11 și jumătate, cum era programul, ci voi încerca să le dau drumul la 12 și jumătate, pentru că le mai ofer copiilor 2 minute de învățături. Și au rămas foarte mult surprinși, cum adică două minute? Păi foarte simplu. Nici măcar 2 minute nu sunt. Zic, pentru că ei sunt 30 de copii, iar eu am la dispoziție 45 de minute. Deci n-am decât 1 minut și jumătate pentru fiecare. Vezi? Da. Și apropo de relația cu părinții, la un moment dat le-am și explicat, dacă simțiți că e vreun copil care e mai obosit și nu poate să rămână la 5-a oră, nicio problemă, veniți și îl luați după 4 ore. Și a venit la un moment dat o mămică la mine, mi-aduc aminte că așa cum, era în decembrie, mai erau vreo 2 săptămâni până la vacanță, și zice, știți, copilul meu e cam obosit și aș vrea să îl iau. Zic, foarte bine, veniți la 11 și jumătate și luați-l. Păi și să pierdă numai al meu? Da, deci nu îndrăznea nici să pierdă, dar în același exact, timp să aibă exact, și timpul da, pentru copil. Da. Aveți câteva repere, așa, cu toți copiii, cu fiecare promoție ați făcut câte un lucru special și dacă am stat să vorbim despre toate, ne-ar trebui mai multe ore. Mult. Dar cum timpul nostru e limitat, aș vrea totuși neapărat astăzi să ne referim la 2 lucruri foarte importante făcute de curând și aș spune, menționez cele 2 cuvinte importante aici, Nikita și Ucraina, da. Pentru că sunt importante pentru noi, pentru Ploiești și pentru ceea ce trăim în zilele noastre. Și hai să o luăm așa, întâi despre Nikita, că da. E ploieșteanul nostru și pentru că... Da. Ce s-a întâmplat? Ce ați Povestea făcut? Cu Nikita a început în 2003. Aveam la prima serie din Caragiale clasa 2. De ce în 2003? Pentru că erau copiii care puteau să scrie compuneri. Și de ce Nikita? Pentru că Nikita a învățat în clasa în care învață clasa noastră, mea. Ce frumos! Deci, în școala numărul 5 de băieți de pe strada Romană, Nikita Stănescu este înscris în clasa 1 în 1940. Un fapt deosebit, teiul care se află în partea stângă pe aleea ce duce către școală, în curtea școlii, este plantat de Nikita cu tatăl lui. Pentru că în vremea aceea oamenii aveau un obicei foarte frumos, ca de evenimente deosebite, cum este și acesta pentru familie, era un eveniment deosebit că micuțul Nikita intra la școală. Și atunci au plantat un tei și teiul este și astăzi acolo. Sigur, nu s-a luat o măsură să se scrie teiul lui Nikita pentru că s-ar confunda cu teiul lui Eminescu și nu e corect. Dar există pe frontispiciul școlii o placă în care se specifică faptul că în acest local, fosta școală de băieți numărul 5, Nikita Stănescu a fost înscris între 1940 și 1944. Iar Nikita nu termină clasa a 4-a la Caragiale pentru că războiul l-a determinat să meargă un an la Bușteni și un an la Văleni. Deci doar primele 2 clase le face acolo.
Iar clasa am cultivat, am încercat să transmit copiilor acest respect pe care îl datorăm marelui Nichita. De aici a plecat totul și am făcut cu fiecare serie câte o revistă pe urmele lui Nichita. Revista de anul acesta însă are câteva elemente cu totul și cu totul aparte. Pentru că am avut de curând un moment extrem de frumos în care cineva mi-a dăruit un album, albumul unei prietenii, realizat de Mihai Tănăsescu, cel care era prieten cu Nichita și care vine cu o chestiune extrem de frumoasă într-o scriere de-a lui din acest album, care este format din 50 de coli A3. Pe o parte sunt picturile acestuia și pe cealaltă parte, am zis, Tănăsescu, nu e, Zamfirescu. Așa. Este pe partea cealaltă câte un original din scrierile lui Nichita. Foarte interesant. E, și ăsta vine cu o poveste extrem de frumoasă. Cercul de tuci. În această poveste, el spune așa, că la un moment dat, Nichita, pe la vreo 6 anișori, se duce la el la poartă și îl pune să meargă la, în casă, să ia un cerc din acela de ochi de la plită. Da. Iar el avea o sârmă întoarsă și a făcut prima plimbare cu cercul. Jucăria frumoasă. Jucărie inventată de Nichita, pentru că el povestește că Nichita era foarte inventiv și că el era fascinat de relația cu Nichita, deși cu 4 ani mai mic, ei sunt colegi și la liceul Caragiale, că și acesta pictor a făcut școala tot în Caragiale, cum a făcut de altfel și Nichita. Și atunci acest joc a devenit, dacă vreți, una dintre probele pe care le vom aplica la 1 iunie la Cupa Clasei Isteților. Ce frumos! Pentru că anul trecut am avut întreceri la alergare, la ciclism, la trotinete, la role, la alergare în saci. Este o imagine acolo foarte frumoasă. De fapt, sunt mai multe imagini cu alergarea în saci. M-am uitat prin revistă, e care foarte interesant. A stârnit foarte multe plăceri, ca să zic așa. Pe de o parte, deci spuneam că este vorba despre acest cerc de tuci. Pe de altă parte, anul acesta am gândit lucrurile acestea mai profund, în sensul că la un moment dat Nichita povestește că l-a întâlnit pe Arghezi și s-a uitat direct în ochii lui Arghezi. Arghezi, copil fiind, îl întâlnește pe Eminescu pe străzile Bucureștiului și îl privește direct în ochi. Iar el spune așa, dacă eu l-am privit pe Arghezi în ochi și Arghezi l-a privit pe Eminescu în ochi, nu se cade să cred că eu l-am văzut pe Eminescu? Foarte frumos. Și am spus copiilor, dacă voi acum ați scris despre Nichita și îl priviți pe Nichita și ați văzut casa lui Nichita și ați văzut pianul lui Nichita, nu este oare posibil ca voi chiar să-l știți bine pe Nichita? Și atunci prima măsură a fost scrierea de compuneri. Iar ca și proiect, el a început imediat după Ziua Culturii Naționale, în care am făcut un proiect cu nașterea lui Eminescu, cu elevii care au fost cu mine la Cernăuți și în seria care sunt acum clasa 7 și în seria care sunt clasa 12. Și uite cum se leagă lucrurile și ne duceți la Cernăuți, da. Că voiam să vorbim, care va să zică să nu încheiem în discuția, da, despre revistă. Revista o găsim pe la școala din Strada Română, da? Da, mai avem. Și ne-ați dus de la Nichita, prin ochii lui Nichita am văzut pe Arghezi și prin ochii lui Arghezi pe Eminescu și iată că ajungem la Cernăuți, care are legătură cu Eminescu și proiectele dumneavoastră se leagă cumva, pentru că despre Cernăuți vorbim în două sensuri astăzi. Vorbim despre startul acelor proiecte frumoase la care am avut onoarea să merg și unde mi-a plăcut maxim, dar despre care vreau să vorbiți dumneavoastră. Și în urma acelor proiecte, ce am ajuns să trăim astăzi în istorie, ce s-a întâmplat? Haideți să o luăm un pic. Din păcate, da, așa este. Proiectul cu Nichita începe
Proiectul cu Cernăuțiu. Proiectul cu Cernăuțiu, scuzați-mă. Proiectul cu Cernăuțiu a început de mult. Eu aveam un proiect al meu pe urmele lui Creangă și Eminescu. Și mergeam până la Botoșani, până la Ipotești, de fapt. Și apoi până la Putna. La un moment dat, după ce am vizitat Casa Memorială, muzeul din Ipotești, un copilaș de clasa a patra îmi spune foarte repezit așa: domnul, haide că mai avem un sfert de ori, merge și la școala în care a învățat Eminescu. Și m-a pus într-o încurcătură foarte mare. Pentru că am încercat să explic că școala lui Eminescu este dincolo de graniță și ce o problemă, mergem până acolo, nu suntem cu autocarul. Numai că în Ucraina se intra cu pașaport, cu viză și așa mai departe. Și atunci, la seria următoare, am realizat toate demersurile pentru a merge pe urmele lui Eminescu până la Cernăuți. Și eu am scris acolo la Centrul Bucovinean Independent de Cultură Românească de la Cernăuți și am spus că vrem să vizităm școala în care a învățat Eminescu, una dintre școli, doar una dintre școli, și să oferim copiilor de clasa a doua, cum eram noi atunci, câte o carte a lui Eminescu, cu o carte de poezie. Și vreau să vă spun că în 2012, în martie, la 31 martie, când am trăit toate anotimpurile într-o zi, am ajuns la școala numărul 1 din Cernăuți, fostul Obergimnaziu, școală înființată în 1808. Directoarea școlii, pe care cred că ați cunoscut-o, se afla cu umbrela în fața școlii și ne aștepta. Ne-au condus întreaga clasă. Atunci am avut privilegiu să avem pe urmele lui Eminescu până la Cernăuți toți elevii de clasa a doua din seria respectivă. Ne-au condus în clasa în care a învățat Eminescu, iar în fața clasei, directoarea școlii mi-a mânat această carte de onoare realizată de către școală cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la înființarea școlii în 2008. Deci cu 4 ani mai târziu. Dar cartea este o carte care se referă la ce au făcut ei acolo. Numai că această carte era deschisă la pagina dedicată lui Eminescu. Ce frumos! Și literele alfabetul chirilic. Da. Deci nu puteau citi copiii noștri, ajunși în vizită să afle. Dar aici afle. Este portretul lui Eminescu, iar aici este statuia lui Eminescu din Cernăuți. Din Cernăuți. Da, cred că se vede. Și uite că s-a stabilit o legătură cu Cernăuțiul printr-o vizită să vedem școala. Exact. Printr-o astfel de vizită am fost să vizităm, să continuăm. Și în seria următoare, pentru că ne-am tot dezvoltat, am realizat la nivelul clasei un grup folcloric de dansuri populare care a pornit de la o idee de reconsiderare a portului popular ca o valoare autentică a culturii naționale. Și am zis că măcar copilul să știe să poarte o ie sau costumul tradițional. Și am făcut un proiect de parteneriat cu Palatul Copilor și am adus un instructor de dans care i-a învățat și dansuri populare. Și dansurile populare au mers atât de bine încât atunci când am fost la Cernăuți, am intitulat proiectul Respect pentru cultura și tradițiile popoarelor. Și a fost foarte bine primit pentru că acolo am fost în primul rând cu un dans popular românesc pe care l-am realizat chiar la Obergimnaziu și un dans ucrainean pe care l-am făcut la gimnaziul Alexandru cel Bun, cel cu care eram noi în parteneriat Caragiale cu această școală. Și au fost foarte bine primite aceste lucruri și de acolo un lanț al prieteniei, culminând, dacă vreți, până cu 2019, când în vară, în august, am realizat o tabără de matematică la Boian,
la Boian fiind fosta moșie a lui Ion Neculce, iar în noiembrie, la începutul lui noiembrie, am realizat aceeași tabără de matematică, dar și de poezie, la Ploiești. Iar în finalul taberei, în sala de festivități a Colegiului Caragiale, s-au recitat poezii atât din Eminescu, din Nikita și din Taras Shevchenko, poetul național al Ucrainei. Iar poeziile lui Eminescu au fost recitate atât în limba română cât și în limba ucraineană. A fost un adevărat spectacol deosebit. Cred că ar fi urmat foarte multe alte acțiuni. Și întrucât mai avem foarte ce se întâmplă puțin acum? Da. Am intuit. Acum, din păcate, povestea din Cernăuți este în așteptare. Ei nu au probleme încă de război, n-au fost nimic. La ei însă acolo este o altă problemă, că în Cernăuți au venit circa 60.000 de refugiați din calea războiului. Printre aceștia foarte mulți copii veniți din instituțiile de învățământ, de instituțiile de ocrotire a copilului din acele zone ale bombardamentelor. Și au avut nevoie, acum o săptămână am primit o solicitare de ajutor umanitar din partea a Consiliului Tineretului de acolo, din cadrul administrației regionale a regiunii Cernăuți, care este acum conducere militară, care avea nevoie de 20 de cărucioare pentru copii. Școlile participante la proiect, și sunt 13 școli participante la proiect, sub coordonarea inspectoratului școlar și în principal trebuie să spun cu mare satisfacție a doamnei inspector școlar general, profesor Ilona Rizac, ne-am mobilizat și am reușit să strângem într-un timp foarte scurt chiar 36 de cărucioare pentru copii și 8 cărucioare pentru copii cu handicap, pentru persoane cu nevoi speciale. Și le-am trimis încă de joia trecută. Vineri au ajuns cu bine, iar oamenii ăștia le-au dus într-o sală de sport din Cernăuți și le-au împărțit tuturor. Iar noi am primit fotografii cu fiecare cărucior. Ce frumos! Care și-au găsit... Deci, ca să vă bucurați, să vedeți că a avut sens ceea ce ați făcut. Absolut, absolut. Deci, oricum, legătura asta de prietenie stabilită prin acest proiect, care a dus cumva a dus la o înfrățire a școlilor corect, de acolo și cu o foarte bună primire, pentru că eu știu foarte bine cât de multe ne-au arătat și câtă creativitate, de câtă creativitate au dat dovadă, doar că ei acum au problema pe care o au cu acest război absolut ilogic și fără niciun sens și fără... Deci nu se poate explica. Da. Așa, bănuiesc, au cerut asta, dar în curând cred că vor avea nevoie și de mai multe lucruri, pentru că fiind atât de mulți oameni acolo, provocările sunt și pentru alimente și pentru mai mult. Școlile sunt încă deschise? Nu. Școlile, pentru a da posibilitatea și refugiaților să participe la cursuri, ei au luat măsura ca învățământul să se desfășoare online. Deci la ei cursurile sunt online, iar examenele republicane pe care le dădeau ei la finalul clasei a 11-a pentru ca după acelea să intre la universitate sau la orice altă facultate, anul acesta au fost anulate. Și vor da o singură lucrare, tot în online, un test grilă, ca să-și asigure studenții pentru anul următor. Deci sunt într-un foarte mare impas. Deocamdată cei de aici din regiunea Bucovina nu sunt probleme decât acelea care sunt îngrijorările care sunt și la noi. Și le simțim din păcate, acolo sunt alte probleme. Fiecare în familie are acolo câte un tânăr sau câte un om până în 63 de ani care poate fi mobilizat oricând. Și să plece în război. Iar cu privire la ajutoarele pe care am putea să le mai dăm noi celor de acolo, școlilor cu care suntem în parteneriat, le vom da numai în momentul în care se vor crea culoare verzi pentru ei. Că deocamdată tot ce s-a dus în Ucraina și la Cernăuzi s-a dus doar pentru asigurarea traiului celor refugiați
și traiul pe linia frontului. În primele două săptămâni, toate ajutoarele din România, dirijate de la Siret și preluate de Osaciuc, guvernatorul actual militar al Cernăuțului, au fost trimise, încărcate în camioane militare și trimise pe linia frontului. Of. Da, e foarte bine că ați avut. Ce pot să vă spun? Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați împărtășit astăzi. Vă doresc în continuare aceeași creativitate, putere, energie și bucurie în a face lucruri cu sens, pentru că ridicăm valoarea de care are nevoie societatea noastră de astăzi, prin modul în care transmitem asta către copiii care sunt viitorul. Corect. Mulțumesc tare mult! Cu mare drag! Încheiem aici, deși am avea foarte multe de spus și am avea atât de multe povești, nu numai despre aceste proiecte frumoase, ci și despre ce se întâmplă fizic în școală, pentru că și acolo sunt provocările. Cum predăm matematica? Cum predăm limba română? Unde e greu? De ce e greu? Pentru cine nu e greu? Pentru cine e greu? Sunt atât de multe întrebări la care aș putea răspunde, dar vreau să mă asigur înainte de a încheia că domnul Niță o să ne mai fie invitat odată și să răspundem și la aceste provocări. Vă provoc să ne răspundeți în direct. Când avem ceva de spus, cu mare drag. Mulțumesc mult de tot! Cam atât pentru astăzi. Greu cu educația, da și nu prea, pentru că depinde foarte tare de cât plus valoare încercăm să dăm eforturilor pe care le facem pentru a ne fi mai bine și pentru a ne atinge noi forma cea mai bună pe care ne-o dorim. Cele bune, ne revedem săptămâna viitoare!